ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local Dărmănești din 27.06.2024, prezență fizică și prin mijloace electronice. Domnul președinte, vă rog, preluați conducerea ședinței. Bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local al orașului Dărmănești din data de 27.06.2024, cu o prezență fizică și prezență online. Începem cu punctul numărul 1 de pe ordinea de zi, aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 27.06.2024. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate a fost adoptat proiectul ordinii de zi. Punctul numărul 2 de pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data de 28.05.2024. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? În unanimitate a fost punctul numărul 2 de ordine de zi. Punctul numărul 3, aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 17.06.2024. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate. Punctul numărul 4 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Dărmănești, județul Bacău, pe anul 2024, inițiator domnul primar al orașului Dărmănești. Înainte de a-i da cuvântul domnului primar, fac mențiunea că toate proiectele de pe ordinea de zi au primit avizul favorabil al comisiilor de specialitate. Domnule primar, vă rog. Bună ziua, am propus astăzi un proiect de hotărâre de rectificare a bugetului local, argumentat de câteva clarificări pe care le-am primit la unul dintre proiectele cu fonduri europene. În rest, sunt realocări de sume între proiectele pe care le avem în derulare și am încercat să aducem resurse financiare la proiectele care sunt în curs și care necesită alocări suplimentare. O rog pe doamna contabil șef, în sinteză, să ne prezinte proiectul de hotărâre. Proiectul de buget în iunie nu au fost influențe nici la partea de venituri, nici la partea de cheltuieli. La partea de venituri, singurile modificări au fost pentru veniturile de alocări de sume liberele aferente asistenței financiare nebursabile, 3.500 de lei și alocări de sume BNR aferente componente de împrumut plus 3.500 de lei. De parte de cheltuieli, au fost incluse în buget încasările, recuperările de fonduri, concedii medicale în august 2023 și achitate prin buget primăriei, iar la parte de cheltuieli pe proiecte, proiecte de finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă, 3.408,97 cu minus, și pe 61 proiecte de finanțare din sumele aferente componente de NRB, 3.408,97 cu plus. La articolul 2 se actualizează lista cu obiectele de investiții conform anexei numărul 4. Dacă sunt întrebări, vă rog. Mulțumesc. Dacă nu aveți întrebări, spune la vot punctul numărul 4, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Cu 16 voturi pentru și o absență, domnul Balașe se absent, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 5 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind alocarea fondurilor din bugetul local pentru organizarea manifestărilor cultural-artistice dedicate evenimentului Zilele Orașului Dărmănești, ediția 2024, inițiator al proiectului, domnul primar al Orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Cam fiecare an ne-am propus să organizăm Zilele Orașului Dărmănești în perioada 10-11 august 2024. Am propus să alocăm de la capitolul Cultură, Recreere și Religie 225.000 de lei, dintre care o parte vor fi, mai exact, 25.000 de lei utilizați pentru premierea cuplurilor care împlinesc 50 de ani de la căsătorie. Și, așa cum spuneam și pe comisii,
în perioada 10-11 august vom organiza zilele orașului Dărmănești. Sperăm ca să reușim să ne organizăm până atunci și să găsim cea mai bună variantă din punct de vedere al calității cost. Dacă aveți întrebări, mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Unanimitatea a fost adoptat și proiectul de hotărâre privind alocarea fondurilor pentru zilele orașului. Punctul numărul 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare cu Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România, ALZIA, și pentru aprobarea resurselor financiare alocate din bugetul local în vederea desfășurării taberei internaționale de creație artistică, armonii cromatice și muzicale Dărmănești, ediția 1-2024. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Aș vrea să încep prin a face precizarea că orașul Dărmănești este membru în Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România. Suntem stațiune turistică de interes local și ne interesează să promovăm și arta și cultura din poziția de stațiune turistică de interes local. Ca atare, Asociația Localităților și Zonelor Istorice de Artă și de Artă din România ne-a propus o convenție de colaborare privind organizarea în parteneriat de acțiuni culturale și primul eveniment se referă la o tabără internațională de creație artistică, armonii cromatice și muzicale, care va avea loc în perioada 19-26 august la Dărmănești. La această tabără internațională vor participa artiști din România și din afara țării. Pentru a putea organiza acest eveniment, am propus alocarea sumei de 15.000 de lei de la capitolul Cultură, Creere și Religie, fondurile fiind necesare pentru cheltuieli de organizarea vernisajului, tipărire, materiale promoționale, afișe, mediatizarea evenimentului și așa mai departe. Și ce este foarte important, picturile și materialele rezultate în urma desfășurării evenimentului cultural la Dărmănești vor intra cu titlu gratuit în patrimoniul UAT Oraș Dărmănești. Avem intenția de a participa și cu o parte din elevii de pe raza orașului, de la școlile de pe raza orașului Dărmănești, care au înclinare și, intenții de a dezvolta în viitor această componentă de pictură și nu numai. Dacă aveți întrebări, mulțumesc. Mulțumesc, domnule primar. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? A fost adoptat și punctul numărul 6 de pe ordinea de zi. Punctul numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor Dărmănești de Zubacă. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești, domnule primar, vă rugăm. Așa cum am făcut precizarea și la ședința pe comisii, datorită modificărilor legislative de la nivel național și european, a fost necesar să analizăm regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor Dărmănești și să-l actualizăm conform noilor reglementări. Am primit o adresă de la structura județeană pe care mi s-a solicitat să actualizăm acest regulament de organizare și funcționare a serviciului public comunitar de evidență a persoanelor din Dărmănești. Am transmis draftul de regulament cu ceva timp în urmă și am primit de la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor avizul favorabil la acest regulament pe care îl avem în anex. Ca atare, era absolut necesar să venim cu această modificare, cu această actualizare a regulamentului de organizare și de funcționare a SCLEP Dărmănești. Dacă aveți întrebări, mulțumesc. Mulțumim și noi.
Supunem la vot punctul numărul 7 de ordine de zi. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? A fost adoptat și punctul numărul 7 de ordine de zi. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind majorarea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din aparatul de specialitate al primarului orașului Dermănești și ale serviciilor publice de interes local începând cu luna iunie 2024. Inițiator al proiectului, domnul primar al orașului Dermănești, domnule primar, vă rugăm. Conform legislației în vigoare, începând cu data de 1 iunie 2024, se majorează salariile de bază din aparatul de specialitate a primarului orașului Dărmănești cu 10%. Am defalcat în articolul 1 și 2 în funcție de categoriile de angajați care fac parte din aparatul de specialitate a primarului. În articolul 1 vorbim despre majorarea cu 10% a cuantumului salariilor de bază corespunzătoare acordate în luna decembrie 2023 pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate și avem prevăzut în anexa 1 aceste majorări. În articolul 2 vorbim despre majorarea cu 10% a funcțiilor contractuale din cadrul aparatului de specialitate și avem anexa 2. Iar în articolul 3 aprobăm majorarea cu 5% a salariilor de bază ale asistenților medicali față de nivelul acordat pe 1 decembrie 2023, conform anexei 3. Repet, această hotărâre de Consiliu are la bază legea nouă adoptată, care prevede că începând de la 1 iunie 2024, salariile din administrațiile publice și nu numai să fie majorate cu 10%. Dacă aveți întrebări, mulțumesc! Mulțumim. Supunem la vot punctul numărul 8 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? În unanimitate a fost adoptat și punctul numărul 8 de pe ordinea de zi. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind preluarea cu titlu gratuit pe bază de protocol de la Compania Națională de Investiții prin Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a imobilului compus din sală de sport și teren aferent în suprafață de 3.168 metri pătrați, cu număr cadastral 61.355, ca urmare a efectuării recepției lucrărilor aferente obiectivului de investiții, construire sală de sport, strada Muncii numărul 11, oraș Dărmănești, județul Bacău. Inițiator al proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești, domnule primar, vă rugăm. Este vorba de sala de sport care a fost finalizată recent. Avem procesul verbal de recepție finală. Așa cum precizam și la ședința de pe comisii, înainte de a începe această investiție, noi am predat către finanțator, către Compania Națională de Investiții, terenul aferent obiectivului de investiții. La finalizarea obiectivului de investiții, după ce avem recepția finală, Compania Națională de Investiții predă prin protocol obiectivul finalizat. Și aici avem cei 3.168 de metri pătrați de teren pe care noi l-am pus la dispoziție și, sigur, și obiectivul, adică sala de sport care este finalizată. Ca și pași următori, noi vom intabula această investiție în domeniul public al UAT-ului și declarăm bun de uz și de interes public local acest obiectiv. Iar după ce vom finaliza cu intabularea, așa cum am spus, în domeniul public și cu statut de bun de uz și de interes public, vom emite o altă hotărâre de Consiliu prin care dăm în administrare cu titlu gratuit Liceului Tehnologic acest obiectiv. Ăștia sunt pașii pe care trebuie să-i parcurgem și, sigur, până atunci, mai avem de îndeplinit și noi câteva obligații, printre altele, obținerea autorizației de securitate la incendiu, în așa fel încât, în momentul în care predăm acest obiectiv liceului, să aibă toate avizele și autorizațiile necesare pentru funcționare. Dacă aveți întrebări, dacă mulțumesc. Nu sunt întrebări, supunem la vot punctul numărul 9 de pe ordinea de zi. Cine este pentru?
Se abține cineva, este cineva împotrivă, unanimitatea a fost adoptată și punctul numărul 9 de pe ordinea de zi. Punctul numărul 10, proiect de hotărâre privind alegerea președintului de ședință, inițiator domnul primar al orașului Bernonești, domnul primar. Conform înțelegerii pe care am stabilit-o de comun acord la începerea activității Consiliului Local în 2020, am stabilit noi atunci, ca în ordine alfabetică să parcurgem fiecare consilier de 3 luni de zile acest statut de președinte de ședință. Astăzi propun pe doamna Mirela Perdeș pentru următoarele 3 luni. Dacă sunteți de acord? Spunem la vot proiectul de hotărâre. Da? Spunem la vot punctul numărul 10 de pe ordinea de zi. Cu propunerea ca doamna Mirela Perdeș pentru următoarele 3 luni să fie președinte de ședință. Cine este pentru? Abține? O abținere. Împotrivă? Deci cu 15 voturi pentru și o abținere și acest punct de pe ordinea de zi a fost adoptat. Diverse. Punctul numărul 11 diverse. O să-i dăm cuvântul domnului primar. Între timp puteți să vă înscrieți dacă sunt probleme. Câteva precizări aș vrea să fac la diverse. În primul rând, reamintesc cetățenilor de grază orașului Dărmănești că avem mai multe investiții în derulare și aș vrea să avem suportul cetățenilor și mă refer aici în mod special la cartierul Brătulești. Suntem cu mai multe străzi în asfaltare sau diverse etape și am văzut că sunt unii cetățeni care mai eu știu, ridică diverse probleme, că nu pot intra în curte, că nu știu ce disconfort creează. Sigur că în perioada de implementare acestor proiecte de investiții creează disconfort, dar trebuie să ne gândim că după ce se termină aceste investiții, lucrurile intră în normalitate. Aș vrea să fac precizarea pe care am mai făcut-o de a, și rugămintea de a face aceste conectări la rețeaua de apă, rețeaua de canalizare și rețeaua de gaze acolo unde acest lucru n-a fost făcut, pentru că aceste lucrări de investiții nu pot fi după o lună, două, trei de la finalizare sparte pentru a ne conecta la utilități. Deci cei care nu aveți încă aceste utilități sau nu sunteți conectați la aceste utilități în regim de maximă urgență acolo unde se mai poate să faceți acest lucru. Am văzut și pe șoseaua de centură că au fost anumite probleme, discuții. Rog, șoseaua de centură în această perioadă este predată constructorul și nu avem ce căuta pe șoseaua de centură. Nu este deschisă circulație pentru că acolo se lucrează și ca atare cei care circulă pe șoseaua de centură își asumă acest risc și e posibil ca să aveți disconfort și chiar amenzi din partea poliției. Aș ruga încă o dată să păstrăm tot ce ține de curățenie și adresez rugămintea cetățenilor de a cei care n-au făcut-o, de a-și face curățenie în fața proprietăților pe care le dețin. Dacă sunt alte probleme și alte discuții, vă rog. Vă rog, domnule. Da, pot eu? Da. Aș prima întrebare ar fi, spuneți ceva legat de raportul centrului de zi, care ar trebui să fie prezentat astăzi, da, de către șeful de centru? Nu i-am solicitat luna asta să vină cu raportul, eu nu i-am solicitat. Eu, cu siguranță, va fi ok, vă rog să aveți în vedere. Da. Deci nu este, nu i-am cerut, nu l-am prins pe ordinea de zi. E în regulă. Și a doua problemă este un lucru mult mai frumos. Vreau să vă duc în atenție pe formațiile excepționale ale copilului, Isabel Mazeu. Este jucătoare de badminton de performanță. La ultimul concurs, care a avut la noi în Serbia, s-a calificat pe locul 2, la dublu mix, dar dublu fete a jucat. Aș vrea, vă rog, să aveți în vedere acest aspect, pentru că este un copil care promovează sportul, așa, și apoi un alt lucru important este pentru copiii din Dărmănești, care pot vedea în ea o motivație de a merge mai departe. Consider că ar trebui motivată, apreciată și recunoscută pentru
Aș vrea pentru zilele orașului Dărmănești să organizăm în cadrul acestui eveniment o oră sau nu știu, dedicată pe de o parte elevilor care au performat și mă refer aici la școlile din Dărmănești și aștept adresă din partea școlilor cu șefii de promoție și pe de altă parte avem mai mulți elevi care au performat, fie la, de ce știu eu, 5 copii au fost premiați la acest eveniment internațional. Pe de o parte aș vrea profesorii care au participat și aici, mă refer la domnul profesor Ștefan, da, să vină să facă o solicitare în funcție de rezultatele pe care le-au obținut. Și pe de altă parte avem niște elevi care au performat la diverse concursuri de karate și așa mai departe. Și în acest caz adresez rugămintea de a veni, cred că instructorul ar trebui sau eu știu profesor ce a avut fiecare acolo, le centralizăm din resursele financiare care le-am aprobat pentru manifestările zilele orașului Dărmănești. Vom aloca o parte în funcție de ce avem acolo. Și o recunoaște până la urmă și o apreciere, o prezentare publică este foarte binevenită. Iar când e vorba de Isabel, din contul este nepoata mea, este o campioană, adică gândiți-vă, este o campioană internațională, este locul 1. Colega din București, care a candidat și ea din Dărmănești, totuși cred că este o siguranță. Deci, în acest cadru mai mare, unde vor fi mai mulți oameni, vor primi și o diplomă, recunoaștere și o resursă financiară. Vedem cum ne organizăm. Deci, rugămintea mea ar fi, și adresez încă o dată rugămintea către cei direct vizați, să transmită o adresă către noi cu tot ceea ce școlile, cu șefii de promoție, instructorii, profesorii respectivi, cu rezultatele pe care le-au obținut fiecare și fără niciun fel de problemă. Mulțumesc! Da? Mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări... Mulțumesc. Mulțumesc, vă doresc o zi bună și cu sănătate! O zi bună de care mă duc să accept lucrările